Consiliul Județean Hunedoara a fost ieri gazda conferinței regionale cu tema achizițiile publice centralizate la nivel local, organizate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Discuțiile s-au axat pe necesitatea înființării și funcționării unităților de achiziții publice centralizate, care au ca principal beneficiu realizarea economiilor la buget și utilizarea mai eficientă a fondurilor. În prezent, la nivel național, funcționează trei astfel de unități în județele Harghita, Sibiu și Timiș. Până la finele anului 2025, prin PNRR, vor mai fi înființate încă patru astfel de unități la nivel național. Acestea sunt utilizate frecvent în administrațiile naționale și locale din Uniunea Europeană de peste 15 ani.